Ultimul rege al românilor a fost un copil nefericit, o spune fără nicio reținere istoricul Adrian Cioroianu. A fost un copil mai curând nefericit, un rege mai curând fără noroc și, în tot restul, un om admirabil. Așa a sunat caracterizarea istoricului în chiar ceasul morții regelui, la 5 decembrie 2017. Ironia istoriei face însă ca și tatăl său, Carol al II-lea, să poată fi încadrat la același capitol. Fiindcă asemenea lui Mihai, care nu s-a înțeles niciodată cu tatăl său biologic, nici Carol al II-lea nu a găsit o cale de comunicare cu părintele său Ferdinand. Ascultându-l pe același istoric Adrian Cioroianu, 23 august 1944 a fost ora astrală a regelui Mihai. Schimbarea alianței militare și părăsirea parteneriatului cu o Germanie ca și învinsă în al doilea război mondial, în dauna aliaților britanici, francezi și sovietici, avea să-l coste pe tânărul rege, în doar 4 ani, însuși pierderea tronului. Regele Mihai a încercat să le reziste celor mai mari călăi ai istoriei secolului 20, Hitler și Stalin. Acolo unde a cedat, nimeni altcineva n-ar fi putut face altceva pentru țară sau pentru dinastie. În plus, indică tot Adrian Cioroianu, a avut o soție admirabilă, care l-a înțeles și l-a ajutat să treacă peste probe care ar fi pus la pământ mulți alți oameni. An la rând, după abdicarea forțată și impusă din 30 decembrie 1947, Mihai nu era în stare să vorbească nici propriei sale familii. Doar seara cu fetele născute spunea în limba română. Istoria arată că niciun președinte post-decembrist al țării nu s-a arătat încântat de a propune românilor varianta revenirii la formula monarhică de guvernare. Nici măcar Emil Constantinescu, venit la putere în 1996, pe fondul unei puternice speranțe că el va fi acela care va restabili regalitatea.